Rwanda, un paradis pentru iubitorii naturii, este cunoscută ca țara celor 1000 de dealuri. Are una dintre cele mai tinere populații din lume, vârsta medie fiind de 19 ani. Prezentarea Evangheliei prin educație este una din metodele de a aborda acest grup. Colegiul de medicină în Goma, din campusul Ngoma al Universității Adventiste din Africa Centrală, este situat la aproximativ 150 de kilometri de Kigali, capitala țării. Colegiul oferă diplomă de absolvire pentru studii superioare și diplomă de asistent medical și moașă. Situat la 1800 de metri deasupra nivelului mării și lângă lacul Kivu, campusul oferă un mediu minunat pentru studii. Nu există situații care să te distragă aici. Când vii, știi că vii ca să înveți, așa că te concentrezi asupra studiilor. Școala a acceptat studenți internaționali pe parcursul anilor. Colegiul dorește să se extindă și să aibă mai multe cursuri. Având acest plan, școala are mare nevoie de un cămin nou pentru a găzdui mai mulți studenți. Universitatea încearcă să aibă mai multe facultăți în acest campus. Luând în considerare numărul de studenți pe care îl avem aici, nu putem să-i cazăm dacă mai aducem alte facultăți. Va fi greu să cazăm toți studenții pentru că suntem într-un sat și avem deja studenți internaționali. Ei nu se vor caza în afara campusului. Au nevoie să stea aici. Avem nevoie de cămine. Oferirea de noi cursuri va fi și în beneficiul comunității din jur. O mărire a numărului de studenți înseamnă mai multe slujbe pentru cei care locuiesc în apropiere. Acest colegiu de medicină este un campus respectabil, iar solicitanții trebuie să obțină un scor mare la examenele inițiate de guvern pentru a fi acceptați. Deși alte instituții de învățământ superior pot fi mai ieftine, mulți studenți vin să studieze aici pentru că aceasta oferă ceva ce alte școli nu oferă. Cred că acest campus este diferit de alte universități. Când ești aici, te simți mai mult ca un student creștin. Suntem din familii și medii diferite. Aici studiem Biblia și învățăm să-L cunoaștem pe Dumnezeu. Numele însuși, Universitatea Adventistă din Africa Centrală, face să simți prezența lui Dumnezeu. Programul pentru asistente medicale este bine cunoscut datorită experienței corpului profesoral. Este nevoie de un nou cămin pentru fete ca să primim noile studente înscrise în program. Partea bună este aceea că asistentele medicale cunosc domeniul. Ele au experiență în acest domeniu. Ne învață pe noi ceea ce au experimentat de mult. Este mai ușor pentru noi să înțelegem și să învățăm. Ele ne ajută să obținem cunoștințele necesare. Rugați-vă pentru membrii corpului didactic, pentru studenți și pentru personalul de la Colegiul Medical în Goma, din campusul Adventist. Rugați-vă ca această școală să susțină valorile creștine pentru ca tot mai mulți studenți să-L cunoască pe Hristos. Sprijinul vostru pentru construirea unui nou cămin prin darurile sabatului al 13-lea din acest trimestru va fi de ajutor. Vă mulțumim pentru sprijinul vostru!